Amenzi pentru transportul în comercializarea ilegală a pomilor de Crăciun. În acest weekend, polițiștii mehedințeni au ieșit în trafic pentru a prinde hoții de brazi care încep să lucreze și să defrișeze pomii tineri din pădurile mehedințene în căutarea profitului. În acest weekend, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu angajații ai gărzii forestiere, direcției silvice și jandarmii, au desfășurat acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice. Iar cum suntem în apropierea sărbătorilor de iarnă, atât transportul cât și vânzarea pomilor de Crăciun au fost în atenția polițiștilor. Amenzile au depășit 9.000 de lei. În acest weekend, polițiștii mehedințeni, în colaborare cu efectivele jandarmeriei și reprezentanți ai gărzii forestiere și direcției silvice mehedinți, au desfășurat o acțiune pe linie de transport și comercializare a materialului lemnos și a pomilor de Crăciun. Activitatea a făcut parte integrantă dintr-o acțiune organizată la nivel național pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice. În cadrul acestei activități au fost verificate în trafic peste 100 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 9.500 de lei. Peste 100 de autovehicule au fost verificate în trafic, dar și 15 comercianți care au desfășurat activități de vânzare a pomilor de Crăciun. Aceste acțiuni sunt coordonate la nivel național și se desfășoară pe raza întregului județ.